Bună, dragi raci! Fac și pentru voi citirea pentru martie 2024, citire care se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodie de rac, cât și cei care aveți ascendentul în rac. Sunt curioasă și eu ce vă aduce luna, așa că vă invit să urmărim împreună. Este totuși o citire generală, adică nu poate să fie la fel pentru toată lumea, după cum bine știți, de aceea eu vă recomand să mergeți și la ascendent, să găsiți o claritate mai bună a mesajelor, sau dacă aveți mai multă nevoie de alte mesaje și nu vă regăsiți în cele din zodie, acolo cu siguranță răspunsurile voastre vor fi clare, da? Mai ales dacă aveți peste 30 de ani, pentru că după 30 de ani, ascendentul îți face apariția în felul în care noi acționăm, dragii mei. Dacă aveți cunoștințe sau persoane dragi în această zodie, cum am și eu pe cineva drag sufletului meu, intrați, este absolut gratuit și veți ști cum să-i ajutați sau să-i dați un sfat sau să relaționați cu ei sau să vă bucurați pentru ei, dragii mei, pentru această minunată lună. Să începem, sunt convinsă că mulți dintre voi așteptați etalarea mea. Mă străduiesc să le fac și eu cât mai repede și cât la mai prompt, așa ca să vă bucurați din plin de ele toată luna, da? Ia să vedem, dragi raci, ce avem pentru voi, ce spun îngerii și ce îngeri vă ajută și vă ghidează în această perioadă frumoasă de martie. Ia să vedem. Și pentru raci, îngerul este Bethany. Când ai o grijă bună față de tine, toată lumea beneficiază. Trebuie să vă relaxați, să faceți lucruri frumoase pentru voi, cum sunt masajul, sau ceva, sau o baie în spumă, sau o pedicură pentru femei, adică ceea ce ține de pasiunea voastră, pentru că voi vă încărcați, dragii mei, din lucrurile astea. Dacă voi sunteți îngrijiți, dacă voi aveți grijă de voi și ceilalți din jurul vostru pot să se bucure de voi, pentru că sunteți încărcați pozitiv și dați randament foarte puternic atunci când sunteți, când funcționați la 100%, ca să zic așa. Deci sfatul vostru pentru luna martie este să aveți mai multă grijă de voi, da? Deci ăsta este principalul mesaj, să faceți lucruri care vă relaxează și vă ajută atât fizic cât și mental, dragii mei raci. Și îngerii romantici, mai mult pe partea asta sufletească, să vedem ce mesaj au pentru luna martie 2024, mai mult pe partea asta de iubire, da? Că de aia se numesc îngerii romantici. Ia să vedem ce avem pentru voi. Luna de miere. Cineva va pleca într-o vacanță la început de primăvară. Unii chiar în luna dumneavoastră de miere, poate faceți o cununie civilă, așa, sau, nu știu, planificați această vacanță, veți avea o vacanță alături de partenerul dumneavoastră. Trebuie să vă bucurați de binecuvântare și de iubire în ceea ce privește această vacanță alături de partenerul dumneavoastră. Cert este că sunteți într-o perioadă bună, chiar dacă unii dintre voi poate nu o să plecați, că nu este mesajul general pentru toți, veți petrece alături de partenerul dumneavoastră niște clipe frumoase, minunate, pline de iubire și pasiune în această perioadă. Voi sunteți un pic încărcați, lucrurile sunt frumoase între voi, dragii mei, de aceea ar fi bine să vă relaxați mai mult în această perioadă, că aveți și de ce. Cel puțin pe partea asta sentimentală, experimentați clipe minunate lângă partenerul dumneavoastră, dragii mei, ceva romantic, o cină romantică, o plecare romantică, una de miere pentru unii, da? Sau să fie foarte, foarte multe surprize plăcute din punctul ăsta de vedere sentimental. Așa, să vedem pentru cei din zodia rac, ce avem prin tarot. Da, vom folosi și tarotul acum. Începeți bine, dragii mei. Începeți bine și mă bucur foarte, foarte mult. Ia să vedem energia generală pentru rac. Avem Marea Preoteasă. Aveți o intuiție la cote foarte, foarte înalte în această perioadă, dragii mei raci. Marea Preoteasă spune că mici secrete din viața voastră, mici ascunzișuri, mici
voi le veți lămuri în această perioadă. Lucruri care nu vă erau clare vor ieși la suprafață. Fie vorbind din punct de vedere profesional, fie vorbind din punct de vedere sentimental. Se face o claritate totală în viața voastră, dragii mei. Sunt lucruri pe care voi deja le intuiați, lucruri care au oarecum dureroase ca să le și acceptați. Dar le veți accepta cu siguranță. E mai bine uneori să știi adevărul, chiar dacă este un pic dureros, decât să trăiești mereu în minciună. Pentru a afla aceste lucruri, majoritatea dintre voi veți apela fie la ghicitoare, de exemplu. Eu nu v-aș recomanda să dați banii pentru așa ceva deocamdată, pentru că sunt suficiente mesajele pe care le puteți vedea online, că s-ar putea să aveți de-a face și cu niște escroci din punctul ăsta de vedere, așa că fiți atenți unde vă duceți. Pentru unii dintre voi. Unii dintre voi pur și simplu știți răspunsul și găsiți acea modalitate prin care veți afla adevărul total. În relație de parteneriat, unde nu funcționa ceva, unde lucrurile stagnau, apare acea lămurire, acea discuție și în funcție de ceea ce se va afla, lucrurile vor evolua. Văd că este bine, adică poate aflați unii dintre voi chiar de surpriza care vă pregătește partenerul și nu știați și vă ia prin surprindere. De ce nu? La locul de muncă, unde lucrurile nu erau clare, aflați niște lucruri care vă pun într-o dilemă. Ce să faceți de acum înainte cu acest post? Vom vedea, dragii mei, să și detaliem, ca să nu vorbim doar așa, da, asul de bâte, acțiune, noutate, determinare, lucruri frumoase se întâmplă în viața voastră, da? Deci aceste lucruri care se vor afla vă vor aduce vouă un nou început, cel puțin voi veți iniția acest nou început. Dacă nu sunteți mulțumiți de ceea ce faceți la ora actuală, vă dau un exemplu, mergeți în altă parte pentru că sunteți foarte siguri de capacitatea voastră, dragii mei. Asul de bâte spune că singura condiție ca luna aceasta să fie magică este să fiți mai relaxați, să acționați și să vă lăsați răsfățați, mai ales pe plan sentimental, majoritatea dintre voi. Profesional, locurile, vine o noutate în viața voastră, veți avea ceva nou de făcut, poate o nouă sarcină de serviciu destul de solicitantă, vă e un pic teamă, dar este spre beneficiu vostru. Oricum, voi știți să rezolvați totul pentru că aveți o intuiție foarte, foarte puternică la început de primăvară, adică în această lună. Primarea preoteasă, arcană foarte important. Fie, nu știu, apare ceva nou în viața voastră care vă pune să vă gândiți dacă vreți să investiți în ceva nou, să faceți ceva nou, să mai aduceți un plus valoare în ceea ce privește viața voastră profesională. Poate un curs trebuie să faceți unii pentru ceea ce urmează să se întâmple, trebuie să vă perfecționați oarecum și sunteți avantajați, dragii mei, deci este de bine. Femeile din zodia rac sunt foarte, foarte atractive. Cele care sunteți singure, aveți, pentru că vă îngrijiți mai mult în această perioadă, cum spune și Bethany, vă dă sfatul acesta de a avea mai multă grijă de voi și aveți așa, emanați o sexualitate foarte puternică și o senzualitate. Veți avea foarte, foarte mulți pretendenți, dragile mele, așa că o să fiți oarecum strălucitoare în această perioadă. Voi știți dacă veți merge mai departe sau nu cu cineva, dacă veți da curs la, nu știu, să zic așa, micile, faptul că se dă cineva la voi, nu venea cuvântul potrivit, voi știți, dragile mele, dacă vreți sau nu acest lucru, ce este că aveți de unde alege în această perioadă. M-am zis pe cuplu merge bine, veți lămuri niște lucruri, veți afla niște lucruri care vor cimenta din nou această relație. Oricum voi luptați de ceva timp să duceți pe cineva acolo unde vreți voi și o să aveți surprize plăcute în luna aceasta, martie. Bun, să vedem ce se întâmplă pe partea, pe fiecare domeniu în parte, da? Ia să vedem cu profesia. Ce v-am zis, avem un 7 de monede, vorbim imediat, ne voi așeza să se vadă, în ceea ce privește dragostea, magicianul, voi aveți toate posibilitățile, dragii mei, să obțineți ceea ce voi vă doriți și o să obțineți. În ceea ce privește banii, wow, coronița. 6 de bâte, vin bani,
Da, detaliem imediat. Și ce e în căpușorul vostru? Ce vă doriți voi pentru această lună martie, dragi raci? Avem împărăteasă. O să las aici pentru că voi clarifica când voi folosi cărțile. Împărăteasă este cartea mamei. Voi, primul mesaj puternic pe care îl văd prin împărăteasa este că s-ar putea ca unii dintre voi, dragii mei, alături de minunatele cărți pozitive, să deveniți părinți. Să aflați acest secret minunat sau această bucurie neașteptată pentru unii dintre voi, chiar atunci când nici nu mai credeți, sau într-o călătorie romantică, de ce nu? Rămâneți însărcinată, dragii mei. Ori aflați, ori se poate ca de acum înainte, așa că aveți grijă la semnalele care apar în ceea ce privește posibilitatea apariției unui copil, da? Este cartea mamei. Cert este că cei care aveți deja acest copilaș vor să vă dedicați total lui, da? Vreți să faceți lucruri pentru copilul vostru, vreți să nu știu, să vă jucați mai mult, să petreceți mai mult timp, să investiți mai mult în educația lui, într-o apropiere pe care n-ați mai avut-o de ceva timp cu copiii dumneavoastră. Și o să fie o lună frumoasă dacă asta vă doriți. Poate merg și ei în vacanță alături de părinților, de ce nu? Cei care sunteți în căutarea unei persoane pentru voi, da? V-am zis, sunt șanse reale. Cei care sunteți singuri, posibil chiar într-o călătorie, să cunoașteți această persoană. Pentru bărbații din zodia rac, persoana care poate apărea în viața lor este o femeie care deja are copii, deci este mamă, da? Și asta vă pune oarecum un semn de întrebare dacă să vreți sau să nu vreți. Este secretul pe care voi îl aflați despre persoana pe care voi o doriți, da? Dacă vreți să fiți cu această persoană, vă cam doare un pic capul la propriu și la figura, pentru că nu prea vreați să aveți pe lângă această iubire și o responsabilitate în plus. Același lucru este și pentru cei care veți afla că deveniți părinții. Vă bucură vestea, dar vă ia prin surprindere. Nu vă doreați asta 100%, da? Cei care nu-și doreau. Majoritatea care își doresc o să fie fericiți, dar este o proporție mică de raci care chiar se vor bucura, dar cert este că ceea ce se întâmplă în viața voastră e menit să vă schimbe viața în bine, da? Cei care aveți încă o mamă în viață, să știți că mama dumneavoastră este dor de voi, vă gândiți foarte, foarte mult la ea în această perioadă și vă pare rău că nu puteți să fiți mai mult alături de ea decât puteți fizic, poate aveți foarte, foarte multe lucruri de făcut, poate nu aveți timp cât ați fi vrut să vă dedicați, poate plecată mama dumneavoastră, cel puțin încercați să vă reapropiați de ea, vorbiți mai mult cu ea și poate unii dintre voi chiar veți face o vizită la mama dumneavoastră. Da? Cu văd plecare, s-ar putea să fie chiar în sânul familiei în această lună martie. Da? Profesional, orice proiect, orice activitate care începe în această perioadă este grea. Avem și un 7 de monede acolo, lucrurile vor funcționa bine pentru voi, sunteți unde trebuie să fiți, dar este o perioadă de răbdare, nu se rezolvă chiar atât de repede, rezultatele vor veni în timp, dar este destul de multă muncă și responsabilitate în spatele acestei activități sau job sau ceea ce vreți să faceți voi, dragii mei. Vă dă peste cap această nouă ofertă, această nouă propunere sau aceste activități care vin către voi, dar voi veți fi capabili să faceți față cu siguranță. Nu prea aveți voi tonusul necesar, că sunteți prea obosiți, dar un pic de relaxare, că vă îndeamnă Bethany, nu strică, da? Foarte frumos, cei care aveți un partener, v-am zis, urmează o perioadă bună. După o perioadă în care voi ați avut destul de multe bătăi de cap, v-ar plăcea totuși să aveți mai mult timp pentru familie, dragii mei, pentru că mulți dintre voi munciți foarte, foarte mult și nu aveți timpul pe care voi vi-l doriți, dar vă veți dedica cu siguranță. Și mergem mai departe să începem cu viața profesională, da? Pentru că am văzut că aici sunt foarte multe realizări pentru raci și avem un 7 de monede. Lucrurile merg bine pentru voi, v-am zis, puțină răbdare, ceea ce vi se propune, nu o să mai intru prea mult în detaliu, aduce și plus de bani, plus e ceva nou, ceva ce ține de ce vă doreați voi, în adâncul sufletului, poate o poziție de conducere, e un exemplu, poate să faceți ceva ce ține de creativitate, dar știți că este foarte multă muncă acolo, trebuie să aveți răbdare, încă nu puteți culege roadele
Mai trebuie să așteptați. Roadele sunt, dar un pic de răbdare, cred că nu neapărat în această martie veți vedea rezultatele pe care le așteptați voi, dar veți iniția drumul către acele rezultate și știți și voi și aveți încredere voi, noutatea prin nasul de bâte de aici vă face puternici, acționați și știți că având răbdare lucrurile vor funcționa în favoarea voastră. Da? Deci orice vine către voi este benefic, dar este de durată și de muncă, adică nu e ceva ușor. Da? Voi sunteți capabili, dragii mei dragi, și cu siguranță vă veți bucura în viitor de rezultatele frumoase care vin. Propunerea vine din partea unei persoane mai tinere decât voi, care este în aceeași tipologie ca și voi de apă, sau puteți fi chiar voi această energie puternică și să știți acum ce vreți de la viață, ca să zic așa. Deci poate fi rac, scorpion sau pești, sau voi care vă deșteptați și luați viața ca atare și vă asumați responsabilități mai mari în ceea ce privește viața profesională în această minunată lună. Sunteți foarte bine aspectați, munciți. Vă e greu, sunteți obosiți, vă e teamă un pic, pentru că prin 10 de bâte de acolo aveți așa un pic de stres în ceea ce privește noile responsabilități sau implicarea în ceea ce urmează să faceți voi, dar să știți că este de bine. Ați muncit pentru asta, pentru că avem pe partea de bani un 6 de bâte, vine coronița, vin laudele, vin rezultatele. E o perspectivă financiară mult mai bună. Nu știu dacă o să încasați neapărat în martie, dar știți că din aprilie, mai încolo, lucrurile vor funcționa bine, pentru că fiind o nouă poziție pentru unii dintre voi, a negociat și un salariu mai bun, o colaborare mai bună, bani promiși, bani mai mulți, chiar dacă este foarte multă responsabilitate, vă asumați acest lucru. Ați putea să faceți ceva pur și simplu în paralel, vă dau un exemplu și să începeți să culegeți roadele acelei munci. Cert este că singura condiție, singurul lucru, impediment pe care eu îl văd la voi în această lună martie, dragii mei, este că sunteți foarte, foarte obosiți. Și urmează și echilibrul în partea financiară, o arcană majoră pentru a clarifica. Voi echilibrați, dragii mei. Sunteți foarte bine din punctul ăsta de vedere, vine echilibru. Știți că ceea ce voi obțineți vă va echilibra viața financiară. Dar și voi, dragii mei, știți să fiți mai, numai chipzuiți, să știți să investiți cu cap, știți să faceți cheltuielile cum trebuie, nu mai aruncați în stânga și în dreapta. Planificați poate chiar o investiție majoră, o căsuță unii dintre voi, o mașină, nu știu, o călătorie, de ce nu? Și pentru asta vă bucurați că aveți resursele necesare. Vin ceva bănuți totuși, dar sunteți în echilibru. Luna asta nu o să aveți foarte, foarte multe schimbări financiare, dar perspectivele sunt foarte bune în viitor. Și toate astea pentru că munciți, dragii mei, pentru că sunteți bine văzuți, pentru că sunteți oamenii potriviți la locul potrivit, pentru că toată lumea vede un rac puternic, chiar dacă este obosit, un rac care are inteligență, un rac care muncește până la epuizare, că așa văd că veți munci mulți dintre voi, dar și rezultatele vor apărea cu siguranță. Veți reuși cumva să echilibrați în luna martie atât viața profesională cât și cea sentimentală, da? Pentru că simțiți că este timpul să faceți și acest pas. Cred că veți găsi resursele necesare pentru a putea împăca atât ceea ce faceți, cât și persoanele dragi din viața voastră, dragii mei. Foarte frumos, foarte frumos și este o lună foarte frumoasă pentru voi. Pentru că pe partea de iubire avem Magician. Magicianul este o carte foarte frumoasă, spune că voi aveți tot ce vă trebuie pentru a obține ceva sau pe cineva din punct de vedere sentimental, da? Și avem și un rege de cupe, pardon, un cavaler de cupe, mă scuzați. Este foarte devreme când fac etalarea, că nu prea am timp așa cum mi-aș dori eu, dar vreau să fiu pentru oamenii mei implicată total. Cavaler de cupe, vine o ofertă sentimentală către voi. Fiind de cupe, această persoană chiar are intenții serioase. Fiind de zodie de apă, adică rac, pești sau scorpion, țin să cred că bărbații din zodia rac vor face această ofertă către cineva pe care îi iubesc. Poate chiar ei vor iniția acea plecare. Unii dintre voi veți fi surprinși, adică femeile, bărbații vor iniția el plecarea și apropierea de persoana pe care ei o iubesc, da? Fie că vorbim de partenerul lor,
și urmează o perioadă frumoasă, o perioadă plină de iubire și de pasiune. Singura condiție este să nu vă mai lăsați, dragii mei, manipulați sau să încercați voi să mai controlați ceea ce se întâmplă. Bucurați-vă de ceea ce vine către voi. Voi vreți acest lucru, voi vreți această schimbare din punct de vedere sentimental, familiar, chiar și în ceea ce privește copilașul. Vestea s-ar putea să vină pe nepusă masă, ceea ce vă face pe voi să vă doriți cât mai mult apropiere de partenerul dumneavoastră. Și inițiați tot felul de surprize, pentru că am văzut marea preotează, sau surprizele vor veni către voi. Nu mai fiți voi tici contra, nu mai căutați voi nod în papură și trăiți intens ceea ce vi se oferă sau ce oferiți, dragii mei. Sentimentele sunt sincere, persoana aceasta care vă curtează sau dacă voi vă doriți o anumită persoană, cei care sunteți singuri, acționați și veți petrece niște clipe minunate alături de această persoană. Pentru că pentru bărbații care au un pic de teamă în ceea ce privește partenera care are deja un copil, da, și vă e greu să vă implicați în această relație, sunteți un pic sceptici, faceți pasul în această lună, pentru că vă place acea persoană, pentru că simțiți că este pentru voi, pentru că simțiți că puteți să faceți față la noile responsabilități care vin odată cu bagajul emoțional. Pentru cei care vă știți în această tipologie, să știți că este bine, persoana respectivă chiar are sentimente sincere și veți avea o relație destul de frumoasă și de puternică cu ea. Ceilalți găsiți persoana potrivită cu care voi vă doriți să vă întemeiați o familie și pentru asta acționați. Bărbații singuri vor face, cum am zis mai devreme, toate demersurile necesare, poate chiar o invitație romantică, o cină romantică, chiar o călătorie planificată cu persoana pe care și-o doresc, persoana pe care ori au deja o relație, cei care sunteți în cuplu, ori vă doriți să fiți cu acea persoană și inițiați ceea ce urmează să se întâmple. Foarte minunat! Veți obține cu siguranță iubirea și relația pe care voi vă doriți. Femeile la fel, sunt curtate, se simt bine, ați văzut că majoritatea care sunteți singure, aveți de unde alege, oferta care vine către voi vă tentează pentru că este bărbatul visurilor voastre. Da, este bărbatul pe care voi vi l-ați dorit. Este iubăreț, este șarmant, este inteligent, are un statut, da? Este fix persoana pe care trebuie să fie lângă voi, da? Cele singure aveți de unde alege și veți alege. Începeți, văd că încep foarte multe relații pentru dragi în această lună martie, da? Cele care sunteți într-un parteneriat, nu vă așteptați la ceea ce urmează să se întâmple, la cadou pe care voi îl primiți, la felul în care veți fi iubite în această perioadă, dragile mele, ceea ce vă dă vouă o liniște sufletească și o fericire deplină. Vă simțiți iubite și asta vă încarcă toate bateriile. Și e bine să acceptați, e bine să vă mai și relaxați, e bine să mai lăsați munca la o parte, e bine să vă bucurați de ceea ce vine către voi în această perioadă, dragii mei, pentru că este absolut minunat. Wow, ce frumos, ce frumos pentru dragii mei raci. Vor fi foarte, foarte multe surprize plăcute pentru voi pentru luna martie, dragii mei. La mulți ani, dragi mame, dragi femei, pentru că suntem, să zic așa, este luna noastră, luna magică pentru noi și pentru voi chiar va fi, dragile mele, din zodia rac, o lună minunată. Să vedem oracolul vieții dumnezeiești, ultima la mână, din pachetul meu de cărți pe care le folosesc. Să vedem ce sfat vă dă, dacă întregește ce am spus mai devreme sau aduce noutate în viața voastră. Foarte bună etalare, foarte, foarte bună. Sper să o apreciați și să îmi lăsați în comentarii dacă vă bucură ceea ce v-am spus și dacă rezonați cu ceea ce am zis eu, bineînțeles. Avem un 4. Depășește-ți frica stranie de o benefică reușită. Vă e teamă, dragii mei, rași, de ceea ce se întâmplă în viața voastră. Vă e teamă să vă implicați. Nu vă mai fie. Este minunat, sunteți bine aspectați, sunteți susținuți, vă puteți. Nu mai trăiți așa un pic cu teama aia. Noile responsabilități care vin pentru voi sunt grele, într-adevăr, dar sunt benefice pe partea profesională. Iar sentimental, lăsați-vă iubiți sau iubiți, pentru că este o lună magică pentru voi. Nu vă mai fie teamă, nu mai lăsați trecutul să vă afecteze prezentul frumos care urmează să îl trăiți. Succesul binefăcător este pur și simplu și materializarea aspirațiilor tale. Un astfel de succes nu poate să te blocheze, nu poate să te afecteze. Ia aminte că reușitele tale benefice să nu-ți dinamizeze și să-ți amplifice orgoliu. Fă astfel încât să rămâi o ființă umilă, mereu amabilă și cât mai plăcută.
Voi, dragii mei raci, aveți și un defect foarte mare care se cheamă grandomanie. Când sunteți pe cai mari, vreți ca toată lumea să vă idolatrizeze și uitați să fiți un pic mai umili, să cam uitați prin câte ați trecut și o să fiți priviți așa cam încrezuți de cei din jurul vostru în această perioadă. Dar sfatul meu este să rămâneți aceiași oameni minunați pe care toți îi știu, aceiași oameni cu un caracter frumos, implicați și loial. E singurul lucru care poate vă mai încarcă pe voi un pic în această lună, responsabilitățile foarte, foarte mari, cum am zis mai devreme, dar le puteți duce, dragii mei. Succes pentru voi în toate punctele de vedere, succes pentru unele anumite aspecte pe care le doreați, așa că bucurați-vă de luna asta frumoasă care urmează să vină. Mă opresc aici, să vorbesc un pic și de sănătate scurt, așa că mi s-a cerut de către un abonat al meu. În afară de oboseală, în afară de surmenaj, din punctul ăsta de vedere, sunteți bine, dragii mei. Trebuie să aveți multă grijă de voi, aveți nevoie de energie și Bethany v-a recomandat relaxare, v-a recomandat să faceți lucruri care să vă încarce 100%. În rest, sunteți bine, vă simțiți bine din punct de vedere fizic, un pic mental, prea, poate un pic obosiți, care se vede și asupra părții fizice. Dar dacă ascultați sfatul meu și vă relaxați mai mult și faceți lucruri pentru voi și, nu știu, diverse tratamente de înfrumusețare, de relaxare, ieșiri, plimbări, veți avea un tonus foarte bun și aici se vor vedea și în sănătatea dumneavoastră, dragii mei. Cei care încă nu faceți parte din mica mea comunitate și vreți să faceți parte, apăsați butonul de abonare, este absolut gratuit. Nu uitați de clopoțel ca să primiți imediat ce postez etalarea mea. Mi-ar plăcea să lăsați în comentarii dacă vă place ce v-am zis, dacă rezonați, dacă vreți să modific ceva la citirile mele, bineînțeles, pentru că eu fac asta pentru voi și prin voi sunt convinsă că la un moment dat voi atinge ceea ce eu îmi doresc. Nu uitați de distribuiri, de aprecieri pentru a crește cât mai repede vizibilitatea videoclipului, pentru că este motorul de căutare YouTube. De aia eu nu am deja foarte, foarte multă vizibilitate, pentru că sunt un cont micuț, dar cu ajutorul vostru pot să cresc. Și nu uitați să donați, când nu fiți gârciți, dragii mei, că aveți de unde, aveți bănuți suficienți, aveți un echilibru financiar destul de puternic, în semn de mulțumire, o anumită sumă de bani, da, modică, 10-15 lei, pentru munca, talentul și timpul pe care eu îl dedic acestui canal. Vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag și până data viitoare aștept comentariile cu veștile frumoase de la voi. Vă pup!